Asta e copacul din mijlocul trotuarului care ne-a făcut celebre în lume după ce turiștii au publicat poze. Turiștii se mirau nu de mega catedrală care a înghițit sute de milioane de bani publici, dar se mirau de semnul ăsta de pe trotuar care indică poți merge cu bicicleta direct spre copac, care copac e plantat fix în mijlocul trotuarului, sau na, trotuarul a fost așa de bine proiectat încât să meargă taman spre copacul ăsta bătrân. După ce s-au făcut de râs autoritățile noastre, s-au gândit măcar să ascundă semnul, să nu mai creadă lumea că pe aici se poate pedala. Eu am semnalat problema asta chiar pe la primele mele pedalări prin București. Am dat cu nasul în copac și am zis, oameni buni, e nenormal. Dar asta s-a întâmplat cu vreo 5 ani în urmă. Numai că eu nu eram turist și nu prea am impresionat pe nimeni atunci. Și inscripțiile astea de pe trotuare, iată, o supraviețuit un cincinal până când ne-am făcut de râs. Și partea asta, la altă de drum, disienele au rămas. Probabil de pe timpul lui Oprescu, care ne-a făcut sute de kilometri de piste biciclistice pe locuri impracticabile. Și de atunci a rămas chestia asta. Vopsea serioasă, a băgat milioane. Și ca să nu mergem foarte departe, poftim un alt obstacol fix în fața Academiei și a Senatului sau ce mai este aici, lângă mega catedrală. Deci poftim, pistă biciclistică, fix până în blocul de beton pictat tricolor. Dacă ai supraviețuit, te așteaptă și în vale alte surprize și obstacole. O groapă, două, evident pietoni. O denivelare periculoasă. Și probabil în intersecție sunt praguri. Doar nu aveau să umble la borduri când ei erau cu pensula. Bine, au fost coborâte pragurile, dar nu știu când. Probabil când au instalat bustul ăsta al șefului francofoniei. Dacă românii nu se mai miră de nimic, noroc de ochiul vigilent al turiștilor străini, care vin și ne arată în ce porcărie locuim. Și prin tăcere suntem complici. Pericol în piața Constituției. Poți calci acolo în găurile cele sau în astelalte, să-ți frângi piciorul. Sau să dai cu bicicleta, cu trotineta, chiar și cu mașina. Nu prea stihnești așa întâlniri, așa obstacol în cale. Și piața Constituției. Din fața Casei Poporului, Palatul Parlamentului. Și ne laudăm că suntem gazda și președinți a treia lună ai Consiliului UE.